și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Bine ne vedem, dragule. Pornim repede la treabă. Așadar, tema pentru acasă, că vă știți să spunem. Tema pentru acasă. Clasa a doua. Azi în 13 a 2017. Așa. Debutăm așa cum am reușit cu o chestiune de înmulțiri, ca să facem antrenamentul, după care începem și alte probleme. Da. Da? Suntem la etapa asta, clasa a doua. Obiectivul principal la clasa a doua este să se învețe tabla înmulțirii și pe urmă, ca probă, să spunem invers, și tabla împărțirii mergem. Noi o să facem chestia asta. Așadar, uite, vreau să fac 789 ori 64. Ori 64, egal cu tu mă duci foarte repede. 789 ori, în paranteză, 60 plus 4. Așa, ai văzut că 64 nu depășește pe 65 și nu ți-a convenit de 70 minus, nu? Mers pe varianta asta, foarte bine pe eu l-am gândit. Egal mai departe, cu te rog. 789. Ori. Ori. 6 ori 10. Foarte bine. 6 ori 10 pe 60. Plus. Plus. Da. 789. Ori 4. Ori 4. Și este egal cu. Este egal cu. Da. Facem într-un colț. Da. Dar să ori 10, nu? 7, 8, 9. 7, 9, 8. 700. 7890. Așa, că apropo, 10. 7890 ori 6, ori 6, da? Și plus. Plus? Să facem într-un colț. Nu scriem de 4 ori. Nu scriem de 4 ori, ci? Scriem de 2 ori. Adică? Pentru că vom scrie 789 plus încă o dată 789, nu? Așa. Ne va da rezultatul același și după aceea vom aduna de 2 ori. Încă o dată. Da. Foarte tare, în loc să scriem de 4 ori. Dar tu știi și șmecheria să le pui numai cu alta, să mulțumim de dată, nu? Da. Ia să vedem asta, care e cea care îți face ție 789. Ori? 4. Și te rog? 4, 9, 3, 6. Așa. 6 și 3 reținem. Așa. 4, 8. 4, 8, 32. Așa. Și cu 3, 35. Da. 5 și 3. Da. 4, 7, 28 și cu 3, 31. 31. Iată că avem aici 3000. 156. Deci, plus 3156. Egal mai departe. Hai să vedem egal cu cine. 7890 să mulțim cu 6. Păi, nu e nimic de adunat. Nu e nimic de adunat. Domn profesor, știi de ce? Facem un ducul 789 plus 789 și ne va da un rezultat și le vom aduna cu 3156. Dar e mulțit cu 6 aici. Păi da. Păi 4 ori 789 va da 356. Așa, 3156. 3156. Vom aduna 789 plus încă o dată 789 și va da un rezultat și vom aduna. Da, dar aici nu-i 789, ci 7890. 7890. Da. Înseamnă că adunăm un zero la final. Vom adăuga un zero la final, vrei să spui. Da. Da. Nu crezi că ar putea să luăm deoparte să mulțim cu 6 ca să nu mai pierdem timp? Că ceea ce propui tu are logică, dar eu zic că facem așa, nu? Deodată. Știi ce mă interesează? Antrenamentul la mulțirii. Asta este obiectivul, de fapt. Deci, 7800... 90... Da, 7890 ori... 6. 6 ori 0, 0. Da. 6 ori 9,
54, da. 45 le ține. Da. 6 ori 8, 48. Da. Și cu 5, 53. 53. 3 și 5 le ținem. 6 ori 7, 42. Da. Și cu 5, 42 și cu 5, 47. 47. Așadar, cât ai obținut acolo? Am obținut 47.340. 47.340 plus... Așa... Cu 3.156. Plus 3.156. Da. Și este egal cu? Putem face deodată. 0 cu 6. Da. 6. Da. 4 cu 5, 9. Corect. 3 cu 1, 4. Da. 7 cu 3, 10. 0. Și nu le ținem. Da. 5. 50.496 este rezultatul. Acum emoțiile sunt mari pentru că vrem deodată să vedem, nu, muția? Așa că vă zice. Da. 689 ori 4 ori 64, nu? 64. Da. Începe tu și eu. 4, 9, 36, 6 și 3 le ținem. Da. 4 ori 8 32 și cu 6 35 și 3 le ținem. 4, 7, 28 și cu 3, 31. 31. 3156 ne-a dat? Da. Da. 0, 6. Da. 6 ori 9, 54. Da. 4 și 5 le ținem. 4 și 5 le ținem. 6 ori 48. 48 și cu 5, 53. 3 și 5 le ținem. 6 ori 8. 6 ori 7, 42 și cu 5, 47, 47. Este bine? Fără control? Da. 50.496. Corect. Este excelent. 50.496, iată rezultatul corect. Vezi, din ce în ce crește siguranța și asta e lucru spectaculos. Și tocmai. Deci nu întâmplă. El a sesizat aici că este mulțirea cu 4 și de fapt aici tot se repetă mulțirea cu 4 la 789. Și prima linie aici trebuia să dea 3156. Și au fugit cu ochiul acolo să vadă dacă îi dăm. De fapt când am mulțit cu 6, cu 60 da. Se subînțelege, trebuie să obține 47.340. Din nou este foarte clară. Deci, când scrii desfășurat 64, ăsta ca 60 plus 4, dacă ar fi 68, să iei 60 plus 8, atunci ai șansa de a vedea cele două linii la 68? Deci dacă ar fi 68, tu ești... Am scris 70 minus 2. Foarte bine. Dar atunci nu mai obții liniile acelea. Da. Da, dar nu-i nimic. Nu-i nimic. Poate ne dă. Tu știi foarte bine că rezultatul final trebuie să fie același. Fie printr-o metodă, fie pe cealaltă. Este un bucurător, repet, de câteva ședințe când am început și facem antrenamentul ăsta, o să păstrăm această idee, pentru că ăsta este obiectivul. În final, așa cu asta ne ocupăm. Și acum, hai să spunem așa. Am mai făcut noi la anul trecut niște problemuțe, de ce era? Două caiete și trei cărți costă atât. Da? Ia să vedem, să zicem. Un caiet plus trei cărți, cât cărți, un caiet cu trei cărți, costă, să zicem, deci, să zicem, 60 de lei. 60. Da? Nu, 20 de lei. Hai să mergem cu 20 de lei.
pierdere. 20, bine, 3 cărți, 50 de lei, te rog, 50 de lei, da? Deci, un caiet și 3 cărți costă 50 de lei. Cât vor costa? Cât vor costa două caiete plus 6 cărți? Egal cu cât crezi tu? Două caiete plus 6 cărți. Dublu, 100. Sigur că da, dublu. Ai văzut că dublu e aici, dublu, ca și cum ar fi fost, nu? Dublu peste tot. De două ori, da? Deci, va costa, ai spus tu, 100. Răspuns corect, 100, 100 lei. Bun. Cât vor costa, să spunem, 3 caiete plus 9 cărți. Păi, dublu decât 100. Dublu decât 100. Sigur? Nu. Dublu decât triplu. Triplu, de 3 ori mai mult decât cine? Decât 50. Așa, a fost mulțit cu 3. 3 caiete, 3 caiete. Putem să mulțim și cu 100, pentru că ne dă 200. Și 50 deci, de... tu trebuie să fii atent aici când am spus 3 caiete și 9 cărți, să te uiți care din ele și cu cum anume trebuie corelat, da? Și ai zis foarte bine. Deci va face cât atunci? De 3 ori 50, da? Egal cu 3 ori 50. Și egal cu 150, da? 150 de lei. Dar dacă te întrebam 3 caiete plus 10 creioane. Ai fi putut răspunde? Creioane? Cărți. Cărți. 3 caiete și 10 cărți. Nu. N-ai fi putut răspunde. Că ai sensizat aici, aveți de 3 ori, dar n-aveți de 3 ori și în partea cealaltă. Da? Deci, atenție foarte multă când, mă rog, avem o astfel de problemă. Acum, eu spun că 3 caiete și 10 cărți costă 100, cât am zis aici, 150 și... Nu, domn profesor. O secundă. 165 de lei. 165, îți dau eu acum informația asta. Deci, eu adaug la informația care o știai. Domn profesor. Că ești drept creioane. Nu trebuia. De ce? Pentru că aveam deja modelul la 50. 50 trebuie să-l împărțim la 4. Dacă ar fi egale. Nu sunt egale. Dar nu știu că sunt același preț. Și un număr îl dublăm. Sau... Stai că aici, dacă lăsăm așa, după informația asta, un caiet și 3 cărți costă atât, tu nu poți să spui, nu sunt 4 caiete sau 4 cărți, ca să-l împarți egal. Prețurile sunt diferite, de aceea îți mai trebuie o informație. 3 cărți egal cu 45 de lei. 3 cărți egal cu 45 de lei? De unde ți-ai dat seama? Mi-ai dat seama cu 45 și cu 15? Nu. No. Cu simpla informație asta nu te descurci. Că sunt două necunoscute. E și caietul și cartea. Mai trebuie informații o alta, un alt număr. Și atât ți-am dat acum eu. Deci aveai 3 caiete 10. Și 10 cărți costă atât. Gata, știu cum să aflu. Cum? 160 minus 150. Și aflu cărțile. Asta ai văzut foarte bine. Deci, fiind 3 caiete și 3 caiete, ai sesizat foarte repede că ai șansa să vezi că diferența de preț vine de la cine? Cine îți dă diferența de cărți, de preț? Nu, caietele. Nu, la caietele, la cărți. Cărți. Da? Că ești trei și într-o cași în celălalt. Da? Și atunci, tu îmi spui că o carte, una carte, costă, așa cum am spus mai înainte, diferența 165 minus 150 și obții ce? Egal. Ce?
15. Deci ai bănuit 15 lei costă? Păi înseamnă că o carte înseamnă că sunt 35 de lei. De ce? Deci, de 3 ori pe 15? Pentru că am făcut. Mi-a dat la primul și al doilea model. Am locuit 15 de 3 ori. Cât face de 3 ori 15? 45. Și înseamnă că o carte egal 15. 15 lei, cum ai spus tu? Da. Și ai zis de 3 ori câte 15 cu 45. Și acum ca să vezi cu adevărat cât costă un singur caiet. Un singur caiet este 5 lei. Corect. Diferența între 50 și 45 la un caiet. Bun. Acum, ai spus bine, răspunsul corect este una carte costă 15 lei și un caiet costă 5 lei. Corect este răspunsul. Fiindcă se vede plusul de anul trecut. Corect. Deci, da, ne mai trebuie mult. Nu sunt atimerea și-o amintit. Acum eu îmi permit să fac un avans, să vin cu o problemă mai dificilă. Să văd acum cum te prinzi tu. Deci, un caiet și, să spunem, două cărți. Puneți altceva la urmă. Nu, stilouri, da, da. Un caiet și două stilouri costă 25 lei. Da, 25 de lei. Da. Trei caiete. Da? Trei caiete. Și să zic, 7 stilouri costă 85 lei. Cât costă un caiet și cât costă un stilou? A, stilou e deja pregătit. Cum? 85 minute 25. Ești atent. Ești atent că problema pare mai interesantă de acum. Deci un caiet și două stilouri costă atât. Trei caiete și 7 stilouri costă 85. Aici ai avut la fel, 3-3. Dacă ai avea și aici 3-3, ai vedea diferența de preț. Diferența de 2. Da, nu știu cât va fi diferența, o să vedem. Cum faci tu ca la prima, de la prima relație să apară 3 caiete? Ce să-i faci tu la prima relație dată ca informații? Nu încerci să găsești niște valori. Știi bine că nu, prin încercări nu mai merge acolo. Aici trebuie să fii foarte inventiv la. Când ai avut 3 și 3, ai zis, bun, aici nu-i de aici diferența. De aici este diferența. Ai scăzut și ți-a văzut un caiet. Diferența de preț la un caiet. Înseamnă două. Aici nu sunt la fel. Ce să facem ca și aici să fie la fel? Păi două caiete și 5 stilouri. Diferența dintre ele. Diferența. Deci, da, e adevărat, dar e o altă necunoscută, o altă... Când faci diferența, e drept că îți dă două caiete și 5 stilouri. Dar nu te ajută. Când faci diferența, ar fi fost bine să fie tot 3. Am înțeles acum. Să văd. M-am prins. Te rog. Dacă se mărește cu 5, înseamnă că vom pa... Adică... Merg la stilouri. 7 minute mi-a dat 5. Și, dacă, și am făcut 5 ori 5, 25. Și am făcut 85 minute 25. Stop. Când poți să te duci la stilouri și mai aduci încă 5 stilouri ca să facă 7. Nu poți să aduci. Toată relația asta să-i faci tu o șmecherie. La toată asta. Data trecută când ți-a zis că ești și două creane și au fost 50 de te-a întrebat două caiete și 6 creane cât costă. Adică ce ai făcut cu relația asta? Am adunat-o de două ori. Ai dublat-o. Da. Da? Acum o triplăm. Wow! O triplăm ca să apară trei caiete. Nu avem de ce să o triplăm. De ce? Pentru că la
La stilouri va da 2, 4, 6. 6 va da. Foarte bine. Triplăm de asta ca să fie măcar într-un loc egalitate. Asta e șmecheria. Și nu putem tripla aici. Că dacă triplăm aici, ajungi la 6. Dacă luăm de 4 ori aici, ajungem la 8. Că 4 doi fac 8. Nu dăm peste 7. Dacă facem, mi-ai dă 6. Și, și apare diferența. Apare un caiet. Un stilou. Asta e șmecheria. Deci, care este speculația? Speculația este așa. Ne uităm la cele două relații și vedem unde putem face la fel. 1 și 3. Înmulțim pe asta toată de 3 ori. De 3 ori asta. Și ce devine prima relație? Prima relație după mulțirea cu 3, te rog să spui tu. 3 caiete. 3 caiete. Plus. Plus 2. Plus 2. Deci 3 caiete. Plus 6. 6, nu că peste 3 trebuie să lucrești. Peste tot. 6 stilouri este egal cu. Simplu. 9. De ce? No. Păi de 3 ori de 25? A, tu mi-a adunat 3 cu 6? Nu, că-s mere și cu piele. Mere și cu piele nu poți să spui câte sunt tare. Butui. N-ai ce face. Asta de, aici îi mulțim cu 3 peste tot. Ai și asta, și asta, și asta trebuie mulțite. 75. Nu, așa ai făcut data trecută? 75 de caiete. Nu 75, 75 de lei. Da? Egal, da, am mulțit cu 3. Așa, mă, fiindcă am mulțit 3 caiete, am luat de 3 ori mai multe caiete, de 3 ori mai multe stilouri. Și costă de 3 ori valoarea aceea. Da. Mai era pe am plus. Gădat și un stilou. Stai, scrie... De desut acum, ca să vadă tot. Nu, da, da, ai văzut? Știu, imediat, știu. Dar hai să scriu de sub 3 caiete plus 7 stilouri costă 85 lei. Bun. Îmi place acum. Și acum vom face 3, 7, 6, 1. Egal. Deci tragem o linie și spun aici nu-i diferență, punem o liniuță. Vă spun nu. Eu cât sunt. Cât lei este un stilou? 10 lei. Deci un stilou egal 10 lei. Foarte, foarte, foarte tare. Cu ce ne-am ales de aici? Prietenilor noștri, le spunem ceva. Gata! Și o carte este egală cu 5 lei. Ai și văzut foarte bine că te-ai dus să bănesc aici cel mai ușor. La primul. Da? Că 220 lei, 25, e clar, e clar. Hai să vadă și prietenii noștri, deci un caiet. Sau un plus 2 ori 10. 2 ori 10 este egal cu 25. Și asta înseamnă că un singur caiet egal cu 25 minus 20 și egal cu un caiet care costă 5 lei. Ai zis corect? Deci răspunsul clar, răspunsul e acesta, anume un caiet egal 5 lei, apoi un stilou costă, da? Să spunem și un stilou costă un caiet egal 5 lei, iar un stilou costă 10 lei. Răspuns corect. Aș vrea să povestești tu acum, prietenilor noștri, care e șmecheria. Când se dă o problemă de tipul acesta, cu două necunoscute, așa ne spui. Vedem de cât este diferite. Da. Adică dacă facem 1, 5, este diferență de 4. De 4. Dar când privești pe cele două, ești un pic trist când ai într-un loc egalitate. Așa nu dacă mai am într-un loc egalitate. Dacă ți se dă de la început egalitate, ești cel mai fericit. Dar dacă nu e egalitate, măcar într-o parte, cum nu s-a întâmplat aici, nici aici nu e egalitate, nici aici nu e egalitate. Și atunci am spus, măi, cum fac eu ca să am într-un loc egalitate? Și unul ăsta, dacă ai mulțit cu 3, unul ori 3 fac 3. Și atunci îți vine în minte să mulțești toată
relația asta cu 3, ea se transformă 3 caiete, 3 ori 2, 6 stilouri, costă 75 de lei și atunci ești fericit că ai într-un loc egalitate și vezi exact de unde vine diferența de preț. Câte? Un singur stilou este diferența. Și atunci faci 50 lei. Deci spune-le încă o dată, prietenul nostru, vorbește-le tu, că tu știi să explici mult mai bine decât mine. Zi așa, când se dă de ce o problemă cu două necunoscute, zi așa, cum nu știi tu. Când se dă, că-s două necunoscute și care tu era ca preț, nu știam, nici stilouă nu știam. Când se dă de ce... De cât este. Ne uităm cu foarte multă atenție. La primele două. Să vedem la primele sau la al doilea, nu are importanță. La primele două. Ne uităm, vedem de cât este. Vedem 3 și în jurul 3 și 5. Dacă e 3 și 5, e urât tare. Wow! Să știi că dacă m-ai provocat, să fac una de ce. La una îți fii 3 și alta 5, cum faci tu? Nu, dar o să facem. Dar în momentul de față, este important să le spunem așa, că ne interesăm unde ar fi convenabil să facem egalitatea. La 5 și 3. O să facem și acolo, dar pe modelul nostru, le spunem. Da. Și ne-am uitat la 1 și la 3. Nu vin de minte să mulțim toate. La 2 și la 7 nu mergea. 2 și 7 nu mergea. Pentru că orice mulțești cu 2, nu îți dă 7. Asta e, mă. Și orice număr mulțești impar, tot număr par. Deci, cu alte cuvinte, tu asta ai sesizat. Nu am ce face, că 2 și cu 7, 2 ori cât se facă, 7 n-am. Dar 2 ori, iată treaba mulțirii. Da, 1 ori 3, 1 mulțit cu oricine, face exact cât ai de nevoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci merge foarte bine. Iată, mai facem 1, dar acum vreau să particip. Da, vreau să particip, nu. Puteți să facem una că 3 și 5? Nu, o facem după aceea, dar nu ne grăbim deodată. Uite, un caiet plus 3 stilouri costă 34 lei. Puteți să mai modificați dacă aveți probleme. 34 de lei. Nu-i probleme. Nu-mi dau seama că... 5 caiete. Nu, că nu-ți poți da seama dintr-o singură chestie de asta. 5 caiete plus, hai să spunem, 8 stilouri costă... Egal. 120 lei. Nu, 100 să las. Hai să las 100. Da? 100 de lei. Cât costă un stilou și cât costă un caiet? Deci un caiet și 3 stilouri costă 34. 5 caiete și 8 stilouri, 100 de lei. Mulțim cu 5. Asta e. Îmi scrie. Da, toate relații, prima relație și punem așa o bară și mulțim cu 5, așa. Și atunci devine. Vorbește tu că eu... Vă scrie 5 caiete. Da. Plus. Plus 3 stilouri. Nu, plus 8. Plus? Uite-te sus cum ai făcut. Plus 3. Ce, am lăsat 3? Uite. Nu. Înmulțim cu 5. Vă fac 5 ori 3. 15. Deci fii atent că se mulțește cu 5 totul. De la un cap la altul. Da. Plus 15 stilouri costă... Egal... Nu știu că... 4 ori 5. Adică trebuie să, pe 34 trebuie să mulțești cu 5. 4 ori 5? O, 34 ori 5. Da, asta înseamnă, nu? Că așa am propus, am gândit.
5 ori 4, 20, 0 ori 2, reține. 5 ori 3, 15 și cu 2, 17. 170. 170, ești sigur, nu? Da. Deci, am făcut și cu viteză maximă. Cu viteză maximă. Deci 170. Pun și 170 și merg pe mâna ta. Iar 5 caiete, asta o copiem și suntem foarte fericiți că asta nu mai modificăm cu nimic, care a ajuns la egalitate aici. Plus 8 stilouri costă 100 de lei. Și acum... Acum putem să-l aflăm. Aici noi punem o linuță că sunt egalitate, egalitate. Acum așa. E momentul tare. Vom face 15 minus 8. Adică? Ne va da 7. De 7 stilouri, da? Deci în plus sunt aici la prima, da? 7 stilouri care fac diferența de cât? Fac diferența de 10. Nu, 170 minus 100. 70. Așa. Deci 7 stilouri costă 70. Atunci, un singur stilou. Un singur stilou egal 10 lei. Deci aici rezultă un stilou egal 10 lei. Și ca să-ți dai seama cât costă un caiet, unde ai de gând să te duci? Deci răspunsul corect este și la un caiet ne ducem spre prima relație. Corect. Și acum o să zicem un caiet plus... Păi 3 caiete vor da 30. 3 stilouri, da? Plus 30. 3 ori 10, ca să vadă toți prietenii noștri. 3 ori 10 egal cu 34. Și un stilou egal... Un caiet. Un caiet. Un caiet. Egal 4 lei. Un caiet egal cu 34 minus 4. 4 lei. Minus 30 egal cu 4 lei. Deci un caiet egal cu 4 lei. Iată cum, dragilor, am aflat cât costă un stilou și costă un caiet. Rămâne esențial să vezi repede pe care parte te duci ca să egalezi. Aici e toată povestea. Mereu trebuie să înceapă cu unul. Bine, ești fericit. O să vedem. Că mai provocatul să încep cu 3 și cu 5. Și acolo e mare. A, nu e așa. Mare. Nu e. Pentru că 3 și cu 5, 3 ori 5 va da 15 și vom mulți cu 15. Mai interesant este. Tu chiar mă provoci să încep cu așa. Nu aș vrea să încep. Dar uite, fiindcă ești, ai făcut observația asta că ți-ar trebui 1. Da. Eu am să... Fac un pas acum, să văd cum faci tu rost de 1. Exact. Deci în cazul... Deci tu ai punctat așa. Bine. Tu ai punctat foarte tare. Ai spus, bine, ar fi să înceapă totdeauna cu 1, că acolo eu mă descurc foarte bine. Mulțumesc. E foarte bine. Tot ce e dedesubt, îmi mulțumesc cu el. Uite. Hai să vedem. Da, într-adevăr e foarte bine. Dar uite, 2 caiete plus 3 spilouri costă 38. 3? Da. Stilouri egal? Deci 2 caiete și 3 stilouri costă 38 de lei. Da. 3 caiete și 5 stilouri costă 3 caiete și 5 stilouri costă 62 de lei. Dumneavoastră, dați-mi număr așa? Nu te-am întâlnit. Acum să-ți povestești cum fac. Dar imediat. Te v-am povestit. Da, bine. Deci nu dau la întâmplare când n-a ieșit jocul. Dacă îl dau număr. La întâmplare nu iese. Nu știu eu de ce. Te rog acum. Acum iată-te pe tine în situația dificilă. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă, cu adevărat frumoasă. Că acum tu mi-ai spus. La mândouă! La mândouă!